În jur de 250 de fermieri au participat în 21 iunie anul curent la primul eveniment AgroConnect organizat de compania BASF în zona Ardealului, în comuna Vințu de Jos din județul Alba. Manifestarea, de o amploare considerabilă, a încheiat seria celor 8 evenimente realizate în premieră în acest an sub sigla AgroConnect în mai multe județe, începând cu sfârșitul lunii mai, și care s-au bucurat de asemenea de interes ridicat din partea fermierilor din toată țara. Ideea a fost să reușim să adunăm la un loc mai mulți fermieri cărora să reprezentăm în condiții reale de producție tehnologiile noastre. Și astfel ne-a venit ideea de AgroConnect, să conectăm fermierii cu inovația oferită de produsele și soluțiile BASF. Am organizat acest eveniment pentru a veni în sprijinul fermierilor și a aduce în zona Ardealului tot ce înseamnă inovație. Ne aflăm aici pe terenurile inovației și spunem cu tărie inovație. Nu am denumit întâmplător și numele platformei AgroConnect. Ați văzut și dumneavoastră, am adus aici tehnologie, să fim în pas cu tehnologia. De ce am încercat să organizăm acest tip de platformă și în zona noastră? Pentru că avem fermieri care într-adevăr sunt deschiși și vor să facă și ei tehnologii. Organizată pe o suprafață de 40 de hectare, aparținând firmei Vințana ESA, platforma AgroConnect de la Vințu de Jos a cuprins 4 culturi: porumb, floarea soarelui, rapiță de toamnă și cartof, realizate nu ca loturi demonstrative pe suprafețe mici, ci în condiții de producție pe câte 10 hectare pentru fiecare cultură. Pentru cultura porumbului, semănatul s-a realizat în 29 aprilie, fiind semănați 3 hibrizi Monsanto. Pentru floarea soarelui, data semănatului a fost 22 aprilie, fiind semănați 12 hibrizi diferiți din portofoliile companiilor Nima Grain, Euralis, Cosat Semensis, Syngenta, Mesodur, RAGT și State Union. Iar la rapiță a fost semănat un singur hibrid Pioneer, în data de 4 septembrie 2010. Tehnologiile aplicate fiecărei culturi le-au fost prezentate fermierilor în câmp, unde aceștia au primit din partea specialiștilor BASF explicații și detalii despre fiecare produs în parte. Primul din cele 4 grupuri de prezentare în câmp a fost condus de directorul de vânzare al BASF România pe zona Ardealului, Horia Pop, cel care a urmărit îndeaproape loturile de producție încă de la momentul semănatului. Ca să începem cu culturile care s-au vizitat prima dată, avem porumbul, la care am aplicat 3 tehnologii. Tehnologia Record, pachetul Record, care are în compoziție Kelvin Top, Cambio și Dash, o tehnologie, putem spune, fără falsă modestie, tehnologia completă de combatere a buruienilor, combate atât monocotile anuale și perene, cât și dicotile anuale și perene. Mai avem o variantă de tehnologie cu produsul Stelar, un produs într-adevăr inovator, cum spune și ideea de AgroConnect. Produsul se numește Stelar, are în compoziție Topramezon și Dicamba. Este un produs foarte, foarte bun. Una din caracteristicile produsului este că, aplicat la porumb, după 3-4 zile, albește toate buruienile. Efect foarte bun și pe buruieni cu frunză îngustă și pe buruieni cu frunză lată. Efect fabulos aici, chiar în condiții de umiditate de 80 de litri pe metru pătrat. După care mai avem o tehnologie, așa spusă, tehnologia clasică, cu frontier aplicat în preemergența porumbului, înainte de semănat cu o zi, după care am venit pe vegetație cu ierbicidul Cambio. La cultura florii soarelui am folosit atât tehnologia convențională, tehnologia Clearfield și o altă tehnologie, tehnologia concurentă, pentru a vedea într-adevăr efectele produselor și a putea face o comparație. În tehnologia, vorbind despre tehnologiile BASF, în tehnologia convențională am aplicat produsul Frontier în preemergență și focus ultra pe vegetație pentru a combate spectrul de buruieni monocotile anuale și perene. Pulsarul s-a aplicat în vegetație, când floarea soarelui a avut undeva la 6 frunze, cu efect extraordinar pe tot spectrul de buruieni. Aici avem și o infestare foarte mare cu ambrozia, o buruiană greu de combătut, dar pulsarul, într-adevăr s-a putut vedea efectul pulsarului pe această buruiană problemă. Și nu în ultimul rând am avut și cartoful, la care am avut în lot doar două produse, un fungicid Acrobat și un insecticid pe care am încercat să ne axăm mai mult, al verde.
pe bază de metaflumizone, un insecticid cu foarte bun efect, aplicat acum 20 de zile s-a făcut tratamentul și efect extraordinar pentru tot ce înseamnă gândacul din Colorado. Partea care este peste drum este partea de rapiță, aplicând o tehnologie exclusiv BASF cu erbicidare în toamnă cu Butisan, tratamente în vegetație cu Caramba Turbo plus Caramba Turbo, Caramba Turbo plus Pictor, fungicidul Pictor și insecticidul Fastac pe toată suprafața. Ce am uitat să spun la floarea soarelui, revin la floarea soarelui, am uitat să spun că toată suprafața a fost tratată cu fungicidul Pictor, iar porumbul, toată suprafața a fost tratată cu produsul nostru Opera. Aș dori să spun câteva vorbe și despre Opera, să vă spun pentru că este un produs într-adevăr în strânsă corelație cu numele de AgroConnect. Este un produs inovator, care face parte dintr-o categorie nouă de produse, categoria Excellence, ceea ce înseamnă agricultură și excelență. Și atunci probabil că multă lume o să-și pună problema ce să facem la porumb cu un fungicid, cu un produs care are în compoziție două substanțe active ca fiind fungicid, o strobilurină și un azol, un triazol. Acest produs pune în evidență potențialul genetic al hibridului. Sporurile de producție sunt până la 30%. Modul de aplicare se aplică în zona noastră care nu prea avem echipamente de aplicat cu lumină înaltă la sol, se aplică în doză de 1 litru, ultima dată când putem intra cu tractorul fără să rupem frunzele porumbului. Datele de piață arată că în ultimii 2 ani numărul fermierilor români care au folosit produse BASF a crescut de 4 ori. Companie de vârf în domeniul protecției plantelor, BASF oferă fermierilor tehnologii inovatoare pentru combaterea buruienilor, dăunătorilor și bolilor la culturile de câmp. Inovații ce au demonstrat în special pentru cultura porumbului sporuri de producție cuprinse între 10 și 30%. Fermierii, cum mă așteptam, pentru mine n-a fost o surpriză, pe lângă faptul că au venit în număr atât de mare, au fost și foarte interesați, s-a lucrat pe 4 grupuri de lucru fiind în număr de 250 de fermieri prezenți. Am lucrat în 4 grupuri, ne-am împărțit în 4 grupuri și am început să vizităm fiecare grup împreună cu colegii mei, am prezentat fiecare tehnologie în parte. Chiar și colegii care m-au ajutat la organizarea acestei platforme din toată țara au fost plăcut, impresionați de faptul că fermierii din Ardeal au pus întrebări, au fost foarte atenți, au fost impresionați, au fost preocupați de tot ce înseamnă nou, în special de produsele inovatoare, au pus foarte, foarte multe întrebări la tot ce înseamnă produsele inovatoare de care vă povesteam, gen Pictor, Opera. Ca de obicei, fermierii sunt interesați de tehnologie, în special în ultimii 2 ani, sunt interesați de tehnologiile noi, de tehnologii inovatoare, de tot ceea ce le poate aduce un plus de producție printr-un control mai bun al bolilor, dăunătorilor sau buruienilor. Am apreciat foarte mult că, deși platformele noastre au fost foarte mari ca dimensiune, am avut și platforme de 40 de hectare, ceea ce înseamnă un timp destul de lung de vizitare, aproximativ o oră, ore și ceva. Ne-am bucurat foarte mult să vedem că toți fermierii au mers în câmp, au avut răbdare, au întrebat, au fost foarte interesați. Și au apreciat foarte, foarte mult faptul că nu au fost experimente, ci au fost efectiv situații reale de producție în care poți vedea cum lucrează un produs sau o soluție tehnologică. Cele mai căutate produsele noastre sunt produsul care se numește Pulsar, care ține de tehnologia Clearfield, și produsele care au rol de fungicid pentru cereale. Și aici amintesc Duet, Tango, Allegro. Pot spune chiar că anul acesta BASF a fost compania care a acoperit cel mai mare număr de hectare în ceea ce privește tratamentul împotriva bolilor la cereale. Pe partea de inovație venim cu gama produselor Excellence. Excellence vine de la agricultură și excelență. Este un concept pe care noi l-am lansat acum 3 ani de zile prin lansarea oficială a produsului Opera în România. Excellence reprezintă o gamă de produse care au efecte dincolo de efectele știute de protecția plantelor. Ele sunt la bază, sunt fungicide, însă au asupra plantelor unele efecte fiziologice care ajută plantele de porumb, de floarea soarelui sau de rapiță să treacă mai bine peste, să supraviețuiască mai bine la factorii de stres, cum ar fi secetă, cum ar fi grindină. E un întreg proces fiziologic care se întâmplă în spatele acestui fenomen. Însă ce este important este că prin utilizarea acestor produse fermierii au obținut
în testele pe care le-am făcut și chiar în producții, în cultură comercială, au obținut sporuri de producție între 10 și 30% chiar, în special la porumb. Aici vorbim deci de opera la porumb, pictor pentru floarea soarelui și pentru rapiță. Produsele au fost aplicate și în această platformă și vom vedea rezultatele la recoltat. Cu sute de milioane de euro alocați pentru cercetare și dezvoltare în domeniul protecției plantelor, BASF țintește atât descoperirea de noi substanțe active, cât și formularea produselor ce conțin aceste substanțe. Avem un buget uriaș de cercetare și dezvoltare anual. Anul trecut a fost în jur de 390 de milioane de euro. Cercetarea merge, bineînțeles, în mai multe direcții. Una este descoperirea de noi substanțe active. Dar se face foarte multă cercetare și în ceea ce privește formularea. Și toate produsele BASF au formulări de cea mai bună calitate, care ajută la preluarea mult mai eficientă a substanței active. Avem câteva produse mai noi, cum ar fi Caramba Turbo sau Capalo, fungicid pentru grâu, în care avem o formulare specifică culturii respective. Iar preluarea substanței active se face foarte rapid și se distribuie uniform pe toată frunza. Acest lucru pentru profesioniști înseamnă foarte mult, se reduce pierderea de substanță activă și substanța activă își face mult mai bine treaba în controlul bolilor.